Ascultă. Best way to start the day. Keeps me busy while I'm in the car. And I'm feeling like... Turn it up. Europa FM. Pas cu pas ne putem deja gândi la weekend, că uite, am ajuns deja la 17 și 14 minute. Mâine va fi joi și apoi lucrurile sunt foarte, foarte simple. Începând din acest moment, suntem în legătură directă prin Skype cu Dan Vardie, președintele jurului Autobest. Salut, Dan! Dan abia s-a întors din Vietnam de vreo două zile, înțeleg. Bine ai revenit! Bine v-am regăsit pe tine, Radu, și pe toți ascultătorii, milionul de ascultători Europa FM care sunt alături de tine în acest moment. O să mai povestim noi despre ce s-a întâmplat în Vietnam, însă pentru început înțeleg că sunt anunțate investiții din ce în ce mai mari în electrificare, în electrificarea parcului auto. Vorbim despre foarte mulți bani, foarte, foarte mulți. Oameni buni, ce vă spune Radu, poate n-o să, adică când spune foarte mulți bani, e un understatement, ca să fiu foarte sincer. Mă grăbesc să vă dau câteva detalii de ultimă oră, mă uitam și astăzi au venit știri în acest sens, până și Canada a decis la nivel guvernamental să accelereze trecerea la electrificare. Honda, că despre ea era vorba în ceea ce Radu m-a întrebat, băi, sigur, e incredibil. Ei bine, Honda s-a hotărât să investească 64 de miliarde de dolari în următorii ani pentru să ajungă din urmă fenomenul, pentru că japonezii au rămas cu toții destul de în urmă fenomenul electrificării față de americani și față de europeni. Honda vrea să vină cu vreo 30 de modele. Ca să vă faceți o idee, oameni buni, 64 de miliarde de dolari este cam o treime, un sfert din PIB-ul României. Iar oamenii ăștia nu e cifră de afaceri. Oamenii ăștia vor să-i bage acești bani doar în dezvoltarea de mașini electrice. De asemenea, am văzut că, mă rog, totul se învârte ca de obicei în jurul lui Tesla, dar toată lumea încearcă să facă orice. Iată, Renault acum a anunțat că vrea să separe afacerile cu mașini electrice de afacerile cu mașini pe combustie și să facă divizii separate, după ce ceva mai devreme Ford a anunțat exact o structură de acest gen. Mă uitam așa ca și o pată de culoare în tot contextul ăsta. Ferrari taman a anunțat astăzi că în sfârșit face totuși un SUV, e adevărat deocamdată clasic. Și în fine, mă uitam ca să facem trecerea asta la VinFast. N-a anunțat bine VinFast că va face fabrică în America, o investiție de peste 4 miliarde, că, ca să vezi din întâmplare, și Hyundai face imediat o fabrică, tot în America, tot de 4 miliarde de dolari. Da, apropo de VinFast, Dan, cum e mașina? Chiar merită mașina asta vietnameză produsă în Statele Unite și în Europa în curând? Radu, trebuie să o spunem pentru toți cei care ne ascultă, că până la urmă e o victorie a acestei prese auto din România, a noastră, a românilor. Ei bine, Auto Pro a fost prima publicație din această regiune a Europei, nu numai din România, care a fost în situația să conducă această mașină. Este vorba de modelul VF8. De altfel, ca să fim foarte clar, țările care au condus mașina împreună cu mine sau, dacă vreți, în același grup, oricum este singurul grup, Statele Unite, Canada, Olanda, Franța, Germania și, cu voia dumneavoastră, România, prin Auto Pro, ceea ce este o performanță uriașă și o recunoaștere a ceea ce facem noi aici împreună, Radu, și ceea ce facem în general noi, cei de la Auto Pro. Ca să vedeți, oameni buni, cât de hotărâți au fost vietnamezii să ne arate ce sunt în stare, este vorba de modelul VF8, care, vă spuneam, cu Radu, în urmă cu ceva timp, a fost lansat la salonul auto de la Los Angeles. E bine, nu am condus o mașină de serie, n-am condus nici măcar o mașină de preserie, ci un prototip, care, în mod normal, e o chestie însăilată, însă vietnamezii s-au întrecut pe ei înșiși și au venit cu câteva exemplare, pentru că atâtea s-au putut fabrica, foarte bine puse la punct din punct de vedere tehnic. E bine, este o mașină foarte bine gândită, concepută chiar de Pininfarina. Întotdeauna cu Pininfarina n-ai cum să greșești, Radu. Ei sunt campionii designului. Au baterii de 82 și de 87 de kWh, ceea ce înseamnă puteri de la 363 până la 408 cai putere. Sunt mașini foarte puternice, cu două motoare
Toate sunt cu tracțiune all-wheel drive, deci nu ne încurcăm cu jumătăți de măsură, iar autonomia poate să ajungă la 471 de kilometri în testul VLTP, în condițiile în care, spre exemplu, aceste baterii, dacă sunt alimentate la stații foarte fast charge, foarte puternice, de la 10 la 70% se încarcă în 20 de minute, adică au și niște performanțe de electrificare spectaculoase. Vreau să vă spun că am descoperit la aceste mașini lucruri care altfel la mașini de serie nu prea le găsești. Pentru prima dată există un pachet special care duce mașina la nivelul de Autonomous 2+, adică exact cât are Tesla, care e cea mai avansată, și în grupul de restrâns de ziariști, discutând și cu chairmanul, fondatorul grupului VinFast, am înțeles cu toții că până la sfârșitul anului aceste mașini vor fi capabile să treacă la nivelul 3 Autonomous, ceea ce propulsează VinFast pe locul 1 la nivel mondial în acest domeniu. Este incredibil cum au putut vietnamezii care vin de nicăieri să facă o asemenea progres. Două chestii, Radu, și mă opresc ca să te ascult. Am descoperit că mașina se parchează singură remote cu telefonul mobil. Are un soft care face treaba asta și o face pe bune. De-aia să poți parca mașina într-un spațiu foarte îngust și la fel de adevărat că tot din telefonul mobil tu chemi mașina să vină la tine și după care te sui și îți vezi de drum. Lucrurile astea se întâmplă, oameni buni, în realitate cu această mașină. Nu e ca și cum vorbim, domne, într-o zi o să fie, când noi o să mai vin copii, o să fim oameni mari și o să... Nu, se întâmplă. Păi asta voiam să te întreb până la VinFast, dacă ai fi spus Vietnam, care ar fi fost primul lucru la care te-ai fi gândit? Acum, sincer... Când eram eu mic, așa, oameni buni, că nu mai sunt așa tânăr, erau celebri în epoca comunistă, celebri creveți vietnamezi. Cu creveți. Care... Ei bine, au trecut de mult de la creveți la mașini electrice. În AutoPro veți găsi foarte multe detalii despre această vizită. De fapt, este în curând, voi lansa un serial cu ce s-a întâmplat acolo, pentru că dincolo de asta, Radu, și mă opresc, dincolo de detalii tehnice, după părerea mea, ce se întâmplă în Vietnam și ce se întâmplă cu VinFast și VinGroup este o lecție despre ce poate să facă o națiune mică, ambițioasă, în care sectorul privat cu sectorul de stat, chiar într-un stat comunist, să nu uităm chestia asta, își dau mâna și lucrează împreună pentru binele oamenilor care trăiesc în acea țară. Ce bine ar fi și la noi să funcționeze lucrurile așa, pentru că în momentul de față VinFast se mișcă mai repede decât Geely, de exemplu, sau decât alți producători din China, iar dacă este să raportăm ce se întâmplă în Vietnam, apropo de grupul ăsta în care am tot încercat să aflu una alta, realitatea este că în momentul ăsta ei sunt mai bine plasați în block start-uri decât frații mai mari chinezi, nu mai vorbim de coreeni sau japonezi, ceea ce este un adevărat miracol. Cea mai mică națiune dintre toate din acea zonă uriașă, că știți bine ce populații sunt acolo, e bine să mișcă cel mai cu talent. Da, bravo lor. Dan Vardie, președintele Autobest, mulțumesc foarte mult pentru întâlnirea de astăzi. Ne revedem săptămâna viitoare. Numai bine! La revedere!